Lucrarea aceasta am pornit-o pentru evangelizare, ucenicii. Am crescut ca o familie largă. Oamenii s-au simțit aici ca în familie, au găsit aici o familie. Mulțumesc foarte mult, Domnului, că aici am căpătat prieteni, familie, dar și un lider prin fratele Vasilic. 20 de ani este și o perioadă când noi cu soțul am lucrat ca o echipă. Cum când privesc în urmă, avem 3 manuale pe care le-am alcătuit. English for a New Life înseamnă jumătate din viața mea. Asociația Engleza pentru o viață nouă a fost lansată în anul 2000 la inițiativa păstorului Vasile Filat pentru a oferi persoanelor de toate vârstele engleză de calitate și cunoștințe din Biblie. Astfel, timp de 20 de ani, toți cei care au învățat aici engleza au beneficiat dublu sau chiar triplu. Au învățat engleza, au ajuns să cunoască ce scrie Biblia, învățătura creștină și au devenit parte dintr-o familie mare. Am rămas la scopul care ne l-am propus. Lucrarea aceasta am pornit-o pentru evangelizare, ucenicii, cu evangelizare bună, adevărată, biblică, numai decât ea curge în ucenicii. Continui cu ucenicii și numai decât continui cu misiune, cu pregătirea de noi lucrători și toate astea nu le puteam face decât prin engleză de calitate. Și eu mă bucur să văd că toate lucrurile acestea au fost, am rămas la viziune și a crescut lucrarea rămânând în viziunea asta și a crescut calitatea în toate privințele, a crescut calitatea. Azi, stând la sărbătoare, să aud un cuvânt cheie care s-a repetat, a fost familie, familie, familie. Oamenii s-au simțit aici ca în familie, au găsit aici o familie și încă ce am auzit că oamenii aici au găsit ei creștere spirituală, o învățătură sănătoasă. Ne bucurăm foarte mult că copiii noștri o mare creștere au primit-o anume în lucrarea aceasta, în tabere în special. Toți 3 copii s-au implicat în lucrarea aceasta. Cuvântul cheie au fost familie și chiar ne uităm cum... chiar Felicia era copil când a venit în tabere, a crescut în tabere, s-a implicat, acum copiii ei sunt în tabere și nu numai. Natasha, Rodica, ele au fost la început, acum copiii lor sunt implicați ca lideri și asta e ceva frumos, că într-adevăr am crescut ca o familie largă și aici cresc și copiii noștri și asta e o mare binecuvântare. Cred că faptul că întotdeauna s-au implicat soți cu soții, chiar dacă soții poate au fost mai mulți de la sport, dar faptul că s-au implicat și soții într-un fel sau altul în această lucrare, copiii au crescut aici, așa, asta e frumusețea. Și asta e într-o măsură oarecare și secretul succesului acestei lucrări. Aici s-au născut și au crescut copiii noștri, aici am fost învățată și încurajată cum să fac ucenici, cum să cresc oameni pentru Hristos, care să îi învăț cum să se implice practic în viața altor oameni. Mulțumesc foarte mult, Domnului, că aici am căpătat prieteni, familie, dar și un lider prin fratele Vasile, care a știut să vadă, să aprecieze individualitatea fiecăruia și să știe să ne implice pe fiecare la locul potrivit în această lucrare frumoasă. 20 de ani de activitate sau 20 de ani de finele înseamnă pentru mine și creșterea și maturizarea copiilor noștri, pentru că ei au fost practic crescuți, formați ca personalitate, motivați să devină ceea ce ei au devenit sau sunt în curs de devenire prin activitățile lucrării de limba engleză. 20 de ani este și o perioadă când noi cu soțul am lucrat ca o echipă. Chiar de la început el a fost implicat în editarea manualelor de limba engleză. Am avut foarte multă susținere și încurajare, deci am lucrat ca o echipă și în acești 20 de ani noi am învățat ce înseamnă să construiești dragoste ce e prietenească,
care trebuie să fie între soț și soție. Totul a pornit de la o echipă alcătuită din câteva studente la Facultatea de Limbi Străine cu un lider cu viziune mare. Lucrarea s-a lărgit până la ziua de azi în termen de cifre, realizări și teritoriu. Zeci de profesori formați, mii de elevi, trei manuale alcătuite, conferințe, seminare și lecții, predate în Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Nepal, Afganistan, Pakistan și alte țări. Cu 20 de ani în urmă, cine eram eu, Irina? Eram o proaspătă absolventă a Facultății de Limbi Străine, o tânără profesoară care își iubea foarte mult meseria. Mie îmi place foarte mult să predau limba engleză, dar nu aveam o viziune pentru viața mea. Și Dumnezeu așa a făcut ca în anul în care am absolvit, în același an am auzit Evanghelia și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci propunerea domnului Vasile de a mai alipi echipii de fondatori a școlii de limbă engleză a venit exact la timpul potrivit, pentru că ea îmbina și dorința mea de a preda limba engleză, pasiunea mea de a preda limba engleză, dragostea mea pentru copii, pentru tineri, dar și împlinea porunca Domnului Iisus Hristos de a face ucenici. Când am primit invitația fratelui Vasile să fac parte dintr-un grup de fete creștine care să predea Evanghelia cu ajutorul limbii engleze, eram la finele studiilor mele de la facultate și a doua specialitate era limba engleză. M-am bucurat că deodată Dumnezeu mi-a și oferit o oportunitate să slujesc și îmi plăcea foarte mult limba engleză, îmi plăcea să predau limba engleză și când am aflat că am o oportunitate să și predau Biblia, deci să le combin pe acestea două, pentru mine asta era ceva extraordinar. M-am bucurat foarte mult și am înțeles că este o unealtă foarte bună pentru a răspândi Evanghelia, pentru a face ceea ce Domnul Iisus ne-a spus, de fapt, să facem ucenici. English for a New Life înseamnă jumătate din viața mea. Am devenit parte acestei echipe în anul 2000, într-un moment de căutări spirituale profunde și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a călăuzit să ajung în echipa aceasta. În această echipă am găsit prieteni care au însemnat o implicare în viața mea personală, prieteni de durată. English for a New Life oferă cursuri de engleză pentru toate vârstele și pentru fiecare nivel. Manualele sunt alcătuite în baza textului biblic și conțin exerciții de fonetică, gramatică, vocabular și comunicare. Pentru dezvoltarea abilităților de comunicare în procesul de studiu sunt adăugate manualele de studiu biblic inductiv în limba engleză și ore de comunicare cu profesori din Statele Unite ale Americii. Lecțiile sunt predate în grupuri mici, offline și online, în ritm lejer sau intensiv, după ce cerințele persoanei sau chiar în format de tabere. Datorită pandemiei am identificat noi oportunități pentru a preda limba engleză și anume am explorat platforma aceasta Zoom, Google Classroom, pentru a preda limba engleză și a învăța pe oameni studiu biblic. Nu ne-am oprit atunci când nu a mai fost voie să mergem sau nu era voie să ne adunăm mai mult de 3 persoane în grupele noastre, dar i-am invitat toți să continue limba engleză prin Zoom. Am organizat 3 tabere la care au participat în jur de 200 de persoane. Și ne-am bucurat că la aceste tabere au participat profesori din America, din Statele Unite și ei acum continuă să predea în grupele online. S-au deschis după tabere, s-au deschis mai multe grupe pe care profesorii de la English for a New Life le continuă cu elevii, continuă să învețe engleza și să le predea studiu biblic, pentru că vrem să aibă nu doar cunoștințe în limba engleză, dar să-L cunoască pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos și să fie mântuiți.
Aniversarea de 20 de ani a fost celebrată într-un format de tabără, bine cunoscut și îndrăgit de toți profesorii echipei, pentru că taberele sunt parte a activității English for a New Life încă din 2000. Taberele de engleză întrunesc în jur de 300 de participanți în fiecare vară și oferă rezultat vizibil în timp de 10 zile de odihnă activă. Pentru înscriere la cursurile English for a New Life, telefonați la numărul 0767188882 sau lăsați un mesaj la adresa de e-mail afișată la ecran.